Bun regăsit, dragi prieteni! Numele meu este Romulus Gabriel și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube la Lumea Plantelor. Azi o să vă arăt cum se plantează o zambilă la ghiveci. Suntem deja în luna decembrie, trebuie să o oferim în luna martie. Deja acestea sunt, care vi le arăt acum, sunt puse deja în luna noiembrie. Afară este cald. Și de aceea le-am băgat ghivecele în frigider la o temperatură foarte scăzută, pentru că la florile de primăvară, în general la bul, la narcise, zambile, la lele, le trebuie o temperatură foarte scăzută. Și dacă este căldură, cum este acum, în 2019, trebuie să le bag la frigider. Cum observați, deja a și început să încolțească din cauza temperaturii foarte scăzute. Aici avem zambilele, ghivecele mici, după care urmează narcisele. Au început și ele deja să răsară. În acest ghiveci cu mai mare, avem lalelele. Lalelele ies mult mai târziu. Deja a început 2-3. Lăsar să iasă. Deci, ca să vreți să uimiți vecinii, colegii, acesta este unul dintre secrete. Dacă mai ales dacă stați la bloc, plantați lalele, zambile, narcise, toate florile de primăvară. Le plantați în ghivece și vă recomand să le băgați direct în frigider. Cam din luna noiembrie le plantați și la jumătatea lunii ianuarie le scoateți din frigider, le puneți la o temperatură a camerei de la 17 grade, după care începe să urcați temperatura. Deja în luna martie, zambilele și narcisele vor fi cu siguranță înflorite. Acum o să vă arăt cum plantez eu un bulb de zambilă. Cam așa, asta este bulbul de zambilă. Deja l-am primit încolțit. Este un bulb de culoare închisă. Nu știu cam ce culoare este. Dar cum se vede după această coajă, este un bulb de culoare închisă. El deja este încolțit, cum se observă. Deja am pus pământ în ghiveci, trebuie un pământ foarte bun. Pământul cel clasic, luat din florărie. Ca îngrășăminte folosesc un concentrat cu eliberare controlată, cum ar fi zeolitul, acesta, 100% natural. Mai folosesc perlitul P6, acesta este. O să vi-l arăt și cum arată, aceste granule albe. Tot un concentrat care ține foarte bine umiditatea solului. Și mai folosesc un îngrășământ natural din coajă de banană uscată și după aceea măcinată. Acum o să vă arăt cum fac amestecul. Punem 2-3 lingurițe de concentrat de îngrășământ natural din coajă de banană. Două lingurițe de zeolit, un concentrat foarte bun cu eliberare controlată, acesta este. Cam așa arată el.
După care amestecăm foarte bine pământul cu acest concentrat. Puteți să folosiți, dacă nu aveți zeolitul, puteți folosi iar un foarte bun concentrat cu eliberare controlată, osmocotul, care se folosește cel mai mult, combinat doar cu perlitul P6. După ce am amestecat foarte bine cu această linguriță, o să adăugăm și perlitul. Acestea granule albe. După care începem iar să îl amestecăm foarte bine. Și acum începem să plantăm bulbul de narcisă. Bulbul se va planta nu chiar la tot, nu se plantează tot, se plantează cât și de cât la suprafață, ca el să aibă puterea foarte rapidă de a ieși. Începem și punem concentratul care vi l-am prezentat. Această combinație. Apăsăm foarte bine aici. După care îl așezăm direct în centrul ghiveciului și începem să adăugăm din nou pământ. După ce l-am pus tot pământul, începem să tasăm foarte bine în jurul lui. Cum v-am spus, bulbul nu trebuie băgat tot în pământ. Cam asta a fost tot cu plantarea zambilei, dragi prieteni. O să mai facem o mică filmare și la înflorire. Și totuși nu uitați, cu un bulb de zambilă nu se face primăvară. Dar totuși țineți minte, este important cum dăruiești, dar la fel de important cum dăruiești. Toate cele bune!